rog o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Dumitru Constantin Dulcan, mesagerul noii spiritualități, este astăzi împreună cu noi la mic dejun cu un campion. Dragi prieteni, bună dimineața! Toți cei care mi-au vorbit despre profesorul Dumitru Constantin Dulcan, reputat neurolog, psihiatru și cercetător de calibru internațional, m-au avertizat. Așteaptă-te la bucurie și armonia conversației, așa că îmi face plăcere să împart cu dumneavoastră în acest moment privilegiul de a-l avea interlocutor. Bună dimineața, domnule profesor! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Știți că în ultima vreme toți cei care vă sunt în preajmă, vin la conferințe, vă citesc sau vă recitesc, vorbesc despre dumneavoastră mai mult ca despre un înțelept și nu ca despre un terapeut. Întâmplător. E o mutație interesantă care vă onorează sau vă încurcă. Bine v-am găsit la cafea de la. Cu ce vă vă servi? Un cafea, un croissant. Și mie tot așa, cappuccino ca de obicei și croissant. Mulțumesc. Sigur. Cartea care v-a consacrat și care a și obținut premiul Cont al Academiei Române pentru filozofie, da. Apropo de mutațiile profesionale care s-au întâmplat în cariera dumneavoastră. Și asta m-a mai mult decât dacă aș fi primit premiul pentru medicină, pentru că era un alt domeniu, nu era alt specialități, în care m-am sau mai puțin toată lumea obține, dar să fii medic și să obții pentru filozofie, mi se pare că e puțin mai mult. Ei, tocmai despre această carte pe care am amintit-o s-a vorbit la un moment dat pe mai multe voci la sfârșitul anilor 90 ca despre o carte care dacă ar fi fost scrisă nu în limba română ar fi putut să ia Nobelul. Părerea aceasta s-a menținut și peste anii 2000. De pildă, Solomon Marcus mi-a spus că în acest studiu al dumneavoastră, care a făcut școală cumva, ce intuiție extraordinară ați adus vorbind despre religie, despre filozofie și despre fizica cuantică într-un moment în care datele acestei discipline din urmă, fizica cuantică, erau foarte puține. Da. În momentul în care apare conturată, bine conturată fizica cuantică, toți au realizat că ea creează o falie, o ruptură epistemologică, în sensul că pur și simplu, derutează gândirea logică. Ajungem undeva pe un prag speculativ, riscant, între religie, ezoterism, tot felul de viziuni șamanice, experiențe fizica religioase. Fizica cuantică constituie o bază, un fundament explicativ pentru toate aceste lucruri de care menționați. Dar am vrut să spun de ce a venit așa de târziu. Pentru că Niels Bohr, unul din marii mentori, își dă seama că în momentul în care ea ajunge la nivelul de extindere al filozofilor, al filozofiei, va crea mare discuții. Și atunci a scris pe ușa dumnealui... Interzis filozofilor. Da. Tocmai pentru că știa, domnule, extrapolarea din fizica cuantică în filozofie va crea multe discuții în jurul ei. Vă dați seama cu siguranță la ce pericol v-ați fi expus ca percepție dacă nu ați fi adus permanent argumentele riguroase ale unui medic reputat, ale unui intelectual care a citit biblioteci întregi de filozofie, care a fost la Athos, care a fost în China, care a fost în India. Eu vin din unghiul omului de știință, nu al filozofului propriu-zis, nu al literatului, deci aveam obligația strictă, morală și profesională să vin cu argumentația științifică. Ați făcut o mărturisire paradoxală pentru mine și în mod cert și pentru alții, când ați spus așa, nu odată, știința m-a dus la Dumnezeu. Păi pastor a spus că puțină știință înseamnă ateism și multă știință înseamnă religie. Paulescu întreba dacă crede în Dumnezeu, a zis, nu, eu nu cred. Eu știu că există Dumnezeu. A ști și a crede o mare diferență.
În consecință, susțin exact în acești termeni. Știu că există Dumnezeu pentru că, iată, știința de ultimă oră îl demonstrează cu prisosință. Vorbim, de pildă, de fizica cuantică, de acea minte despre care vorbește Planck, spunând că există o minte, a materie, o inteligență, o minte cosmică, cea care menține mișcare, energia câmpului cuantic și dă mereu noi forme, evident, la nivel de origine, de creație, da. Pe unde mergem decât la divinitate. Avem o demonstrație absolută, indubitabilă, a noțiunii de origine spirituală a Universului. Ultima realitate, spune fizica clasică, este materia. Deci, acea entitate care este perceptibilă simțurilor noastre. Și asta până în 1895. Ba, mai mult, un Lord Kelvin, fizician și matematician, a spus deja cam tot ce trebuia descoperit s-a făcut. Deci, mare lucru n-ar mai fi descoperit. 1895. Exact în același an, Röntgen descoperă razele X, care deschide un capitol imens în explodarea medicală. În același timp, în 1896, descoperim radioactivitatea. Din clipa aia constatăm că dincolo de atom mai este ceva. Și anume că ceea ce urmează dincolo de atom nu mai este substanță, este doar câmp, este doar energie. Și atunci Planck vine cu noțiunea de cuantă și fizica cuantică și a zborului, ca în 1926-27, deja prin conferința de la Copenhaga, să avem o nouă știință, ceea ce e un lucru extraordinar. Vreau să mergem la începuturile acestei povești despre o carte surprinzătoare, pentru că mie, de pildă, mi-e foarte dificil să înțeleg cum un asemenea tom științific, filozofic deopotrivă, poate să apară într-o Românie întunecată, la doar câțiva ani după zgomotul și interdicțiile pe care le-a adus experimentul, să zic așa, meditației transcendentale, după toate interdicțiile pe care sistemul politic le punea oricărei tipărituri în care nici nu intra în joc îndrăzneala de a scrie Iisus în pagină, ceea ce dumneavoastră ați făcut și v-ați luptat pentru asta. Vreau să-mi spuneți povestea de la acest început, fără să ocoliți demersul, revelațiile, încercările, pentru că sunt sigură că a fost o întreagă aventură. Păi povestea ei aș putea să o situez cu mult în urmă, chiar la anii copilăriei, când am realizat că sunt, că există. Și mi-am pus întrebarea de ce există. Ca orice copil născut la țară unde universul este mult mai pregnant, apropiat de sufletul omului, am sesizat că am sentimentul unei închisori. Că viața unui om arată ca o închisoare a spiritului. Era vorba despre un spațiu românesc dintre colinele Argeșului, la vreo 30 de kilometri de Pitești, un sat de care acum am auzit prima oară, Mârghia, l-am pronunțat corect. Dar citind cele două volume confesive ale dumneavoastră, intitulate În căutarea sensului pierdut, eu, citadina, am rămas cu impresia că acolo nu putea fi decât cel mai frumos loc din lume. Și mai mult decât atât, că orice topos... Sigur, locul unde ai născut e cel mai frumos din lume, evident. Asta ar putea să o spună oricine simplu. Absolut. Dumneavoastră o argumentați în așa fel încât mie și altora ne rămâne impresia că locul de pornire ne marchează energetic. Am sezizat că viața nu are sensul nici de a suferi, nici de a te bucura, numai pentru că nici nu există numai suferință, nici numai bucurie. E un melanj. Și atunci am spus, sunt prea mic putea să răspund această întrebare, dar am în fața mea posibilitatea de a mă instrui. Frații mei erau deja studenți, eu știam că sunt destinat să am acces la studii. Erați mezinul familiei. Absolut. Și am știut de asta. Tatăl meu era un om cu o dotare naturală, cu totul deosebită. Făcea calcule matematice. Vreau să spun că era un fel de contabil nativ, mai mult decât atât, aveați un străbunic. Mai tot... mult decât contabil. Da. Am aflat de la cei din preajma dumneavoastră, că își amintesc și acum, că făcea calcule foarte complicate, cu zecimale. Sau măsurători cu piciorul. Da. Și pe urmă, unde venea ruleta, acolo se pătea țău. Și îl chemau la măsurarea terenurilor. Absolut, era extraordinar. Și era și un... Și l-a regretat că el n-a putut să facă, pentru că tatălui a venit din primul război mondial, bolnav de tifus exantematic, a și murit, a rămas cu foarte mulți copii, singur, el era cel mai mare. Și atunci a zis, trebuie să mă auzesc prin copiii mei. Domnule profesor, episodul cel mai impresionant pentru mine în această evocare a spațiului dumneavoastră de origine e
acel moment în care tatăl vă spune, erați deja la sfârșitul studiilor, un tânăr medic militar, și vă spune, n-am apucat să cumperi și tu o mașină și să mă plimbi în jurul lumii. Așa a fost. Asta mi s-a părut realitatea și peisajul unui intelectual român care muncea din greu, studia, era interesat de lume, de profesia lui, dar nu avea un automobil. Asta era condiția noastră materială, deși poate că mulți credeau că cine știe ce noi, cei care lucram în armată, eram nemaipomenit de... În armată și în medicină, pentru că și acum se crede că medicii sunt foarte bogați. Da, este o mare iluzie și eroare. Am mai auzit și pe cineva spunând lucruri foarte oribile la adresa medicilor, dar surprinzător, iată, în acest moment nefericit, toată lumea laudă pe medici. Cred că după vreo săptămână încep din nou criticile obișnuite. Viața unui medic care trebuie să fie zi de zi informat, nu este deloc ușoară. Nu are viață, nu are familie, pentru că n-ai cum. Nu are familie, nu are voie să fie obosit, nu are voie să fie dubitativ. Îndoielile totdeauna sunt secrete pentru el ca specialist, pentru că altfel le transmite pacientului. Iar Dumnezeu nu poate fi un Dumnezeu. Medicul nu poate fi un Dumnezeu. În sensul ăsta este loc de foarte multă îngăduință. Dar știți cum zicea Camus, de pildă, dacă nu putem fi Dumnezeu, măcar să fim niște medici. Asta îmi place foarte mult, da, și caracterizează pe foarte mulți medici notorii pe care i-am cunoscut. Dumneavoastră aveți un loc special în această suită, tocmai pentru că deschiderea pe care o aveți vă face și îndreptățește pe cei care vă urmăresc să creadă că sunteți un mesager, așa mi s-a spus, al noii spiritualități. Da, eu am ales medicina și din medicină neurologia pentru că am fost convins că, de fapt, creierul explică întregul mister al existenței noastre. Și așa și este. Dar până atunci, până ajunge să scui inteligența materiei, lucrurile au stat țin altfel. Adică am fost conștient că pentru a răspunde la întrebarea de care este sensul vieții, trebuie să am o mare extensie în domeniul culturii. Am spus că medicina o voi hotărâi după terminarea liceului ce s-a și întâmplat, dar până atunci mi-am împărțit pe segmente literatura neauși națională, în liceu m-am ocupat de literatura universală, în facultate de istoria filozofiei, istoria religiilor, istoria artei, că nu găseam la vremea aceea foarte multe cărți, dar am scris mii de pagini. Și astăzi, orice carte care este interesantă, cam una pe săptămână, o rezum. 500 de pagini, cam în 20 de pagini. Știu asta din anturajul dumneavoastră. Din două motive. Și sfătuiesc pe orice cititor, dacă vrea să aibă o cultură mai solidă, să facă asta. Unul, pentru că scriind îți timpărești mult mai bine. În al doilea rând, nu poți toată ziua să revii să citești o carte completă, dacă apoi vine, ci îți extrage exact ceea ce te interesează și lucrul ăsta l-ai la îndemână în permanență. S-a întâmplat cam până în 1986. Obsesia mea era următorul lucru. Dacă este adevărat ce spune știința, că materia anorganică nevie, la un moment dat, trece un prag spre materia vie, unde, ce se întâmplă în acel moment? Ce factor determină ca în acest univers tăcut să vină o biologie? Determină materia tăcută să devină o materie vie vorbitoare. Mergând pe firul cunoașterii de la prima undă de lumină, de la Big Bang până la complexitatea creierului actual, am ajuns la concluzia că nu poți să vorbești despre apariția vieții dacă nu introduci în ecuație o inteligență. Aceasta a fost inteligența materiei. Dar nu puteam exprima altfel. Ar fi trebuit să spun inteligența spiritului. Dar cine mi-ar fi admis? M-ați întrebat cum a fost posibil să fie publicată această carte. M-am dus la editura militară și am zis, uite, am scris asta. Și la editura militară, cred și că la altele, se făcea un control. Aprobarea era dată din Consiliul Politic, inclusiv până la numărul 2. Și atunci am spus, de la superstiție la știință. Păi toată lumea a discutat despre superstiție, nu? Devoalată prin știință. Și a trecut foarte ușor în planurile editoriale. E, când a fost ultima formă, atunci am zis inteligența materiei. Deci a apărut în aprilie și dezastru a apărut în noiembrie-decembrie cu meditația transcendentală. Da. Dacă n-ar fi fost meditația transcendentală, mărturisesc și fără lipsă de molestie, că eram atât de plin de informații, aș fi putut să scriu atât de mult, cum nu vă puteți imagina. Eram conștient că pot să scriu o bibliotecă întreagă. Dar a venit asta, a venit scandalul,
tot ceea ce știți dumneavoastră. Ați devenit suspect, ați devenit urmărit, ați avut prieteni care v-au salvat, nu intru în detalii, dar știu că după acest zgomot... Cel puțin 2-3. Dar știți cum s-a făcut? Găsesem despre relaxare. O banalitate. Că de fapt asta a fost meditația transcendentală. Nimic altceva. Și oamenii crezând că dacă a apărut la etapa militară, asta înseamnă apărare, au zis, uite domnule, scrie despre chestia asta, este științifică, de ce ne acuzați? A zis, asta e Biblia transcendentală. Și atunci a început la Comitetul Central cu o comisie, la Consiliul Politic Armat, altă comisie, la Academie, altă comisie. Trei oameni o citeau, făceau un referat separat și pe urmă se făcea unul singur. Vă imaginați că prin ce furșca Odine a trecut această carte. Numai că un spirit de dincolo de rațiune mi-a spus să fiu foarte prudent când scriu. Totdeauna când faceam o afirmație și mă gândeam că ar putea fi interpretată în sensul misticului, atunci am venit cu explicația imediată. Dar, și atunci mi-a spus cineva așa, și pentru fiecare afirmație care ne spuneam, gata, l-am prins, venea imediat cu dezmințirea. Dom'le, de unde ai știut că o să fie atât de luat la puricat, la mănunt? Zic, dom'le, un spirit de prudență m-a făcut să fac, pentru că știam ce gândiți. Și am spus textual. Am scris această carte știind exact cum se gândește la nivelul cel mai înalt. Și atunci m-am apărat. Asta a fost una din salvările mele. Salvarea mea în sensul că puteam consecințele să fie cu totul altele. Cartea n-a fost interzisă la mod oficial, dar pur și simplu nu s-a mai dat voie să se vorbească. Da, a fost făcută dispărută, pentru că tot din preajma dumneavoastră cineva mi-a spus că la un moment dat Suzanei Gâdea, o figură de tristă celebritate, i s-a propus această carte, nominalizată într-o serie de cărți ilustre, și doamna a sărit și a spus, n-ai găsit o alta? Alta n-ai mai găsit decât asta. Da, știu. Ei, asta era condițiile în care a apărut, sigur, condiții destul de vitrege. Am suportat destul de multe rigori, dar eu spun așa. Cea mai bună dovadă că există Dumnezeu este faptul că eu încă sunt. Acum am toate argumentele, grație acestei cărți despre care am vorbit și grație încă uneia mai recente, cea din 2013, Mintea de dincolo, și în suita de argumente puternice pe care le aduceți în urma studiului câtorva zeci de cazuri de moarte clinică, pe care le desfaceți exact ca un cercetător și un neurolog. Da, sunt peste 10.000 de cazuri discutate științific în Occident. Acea carte este riguros științifică pentru că știam că teitorul pe care îl descriu este foarte puțin credibil. Și atunci cu orice preț am căutat o argumentație științifică și cred că am și făcut-o. Cartea asta nu este doar o narațiune, deci s-au publicat foarte mult în Occident, dar mai mult la modul narrativ. X care narativ speculativ, un subiect tare, cum zicem editorii. S-a făcut un fel de statistică a experiențelor trăite. Eu am mers mai departe, am căutat semnificația lucrurilor. Dacă acolo lucrurile se petrec așa, ce trebuie să înțeleg eu cel de aici? Pentru că eu cred că știința, mai mult decât orice, are o finalitate pragmatică. Doar arta este pentru artă. Dar știința trebuie să o ducă undeva. Deci dacă această carte a apărut, ea trebuia să aibă o concluzie pragmatică. Ceva care să fie utilă cititorului. Nu doar de dragul de a-i satisface o curiozitate. Și restrângând concluzia, ca să punem punctul pe i, aceasta poate să pară simplă sau chiar simplistă. E aceea că Dumnezeu există, dar e o afirmație argumentată într-o lume obosită, secularizată, sceptică. Corect. Și dintr-o dată veniți cu aceste argumente care îmi spun, pe de o parte cu Biblia, pe de o parte cu fizica cuantică, că de pildă această masă dintre noi, nu? Două cafele, două croasante cu ciocolată, dacă le-aș fi făcut eu, să zicem, îmi spuneți cu argumente că energia cu care l-am preparat trece în gustul lor, dar și în calitatea nutrițională pe care ne aduce acest aliment. În Mintea de dincolo am un capitol special destinat lui Denion Brinkley. Acesta este un mercenar al armatei americane, care a trăit o moarte clinică. A mărturisit la un moment dat presei că în clipa în care a trecut de acest prag de frecvență căruia noi îi spunem în mod comun lumea de dincolo, și a intrat într-o lumină puternică și totuși neorbitoare, s-a confruntat cu toate faptele lui bune, dar și cu cele rele. A spus textual, a trebuit să simt nu numai jalea mamelor care și-au pierdut fiii pe care eu i-am împușcat, dar am simțit și durerea câinelui
pe care l-am lovit cu piciorul în burtă pentru că îmi rodea covorul. Da. Am fost cu el la munte, am fost la peștera Dâmbovicioara. Zice, voi aveți un pământ lăudat de Dumnezeu. Energia lui este de o asemenea natură foarte bună, încât iată se vede în structura voastră. Voi împrumutați prin hrană energia bună a acestui pământ, ceea ce mi s-a părut extraordinar. Mă gândesc să vorbesc cu ambasadorul să importăm alimente, pentru că alimentele voastre sunt curate. Sunt, dacă vreți, vin din esența pământului vostru, foarte bun, ceea ce mi s-a părut formidabil. El și-a construit o cameră antistres. L-am întrebat ce proprietăți are. A zis, dacă vrei să știi, vino să experimentez. Și am stabilit că voi pleca pentru asta. El vrea ca și noi să o importăm, pentru că spune că are niște efecte extraordinare. Practic, scurtează acel timp în care un om se poate perfecționa, se poate spiritualiza, tocmai pentru faptul că are o serie întreagă de elemente care acționează asupra frecvenței structurii noastre. Dacă reușim această colaborare cu Statele Unite Americii prin Damian Brinkley, prin ceea ce el a obținut să creeze, acum el trăiește la Las Vegas, era cu soția, cu doamna Catherine și dânsa ziaristă, scrie deja mai multe cărți. Una dintre cărți suna așa, dacă țin bine minte, cele 10 lucruri pe care trebuie să le știi înainte de a muri. Și la care scrie. Am obținut permisiunea să traduc și a doua carte și probabil că colaborând o să traducem și pe cea de-a treia. Cu alte cuvinte, domnule profesor, după această călătorie extracorporală, poți să-i spui? Călătoria extracorporală e alt capitol. Dați-mi voie să spun ceva. Am făcut afirmația că Dumnezeu există și o spun asta cu puterea de demonstrație a științei. Există în clipa de față un mănunchi de elemente științifice care au fost denumite de un american, Wilcock, noua știință. Noua știință, și care toate aduc argumente pentru ceea ce, această afirmație. Aceasta este fizica cuantică, este psihologia transpersonală, este experiența morții clinice pe care am scris-o și sunt excursiile out the body, în afara corpului. Și sunt altceva decât moartea lucidă, care e moartea clinică. Toate aceste lucruri afirmă unul și același lucru. Există dincolo rațiune, există o sursă spirituală a lumii, a universului, și că viața este permanentă, este continuă, este eternă. Noi suntem, deci, entități spirituale care ne construim un corp fizic în scopul de a experimenta condiția noastră fizică, după care conștiința noastră transcende planul fizic în universul spiritual. Există, avem argumente pentru a susține că universul fizic, pe care l-am definit prin sintagma de inteligența materiei, corespunde universul spiritual. Sunt paralele, dacă vreți. Avem un corp fizic și un univers spiritual și un univers spiritual și altă entitate spirituală care este non-fizică. Nu este supusă legilor gravitației. Nu este substanță. Este pur și simplu doar la nivel de entitate energetică. Au spus-o deja religiile, ceea ce mi se pare fantastic. Dacă admitem în ecuație ideea de divinitate, atunci divinitatea evoluează ea însăși odată cu evoluția Universului. Asta mi-a plăcut foarte mult. Pentru că într-una din altfel le-ar fi spus de la început, nu? Ori a trebuit milenii ca noi să ajungem între tate, tatăl în aici, ceea ce îmi se pare formidabil. Vedeți, până la urmă, toate aceste lucruri înseamnă singur lucru. Cultură, civilizație, educație, instrucție. Prin acest nou fel de percepție al inteligenței materiei, începem să ne sesizăm pe noi, să înțelegem că această energie dublată de informație, care ne îndreptățește să credem, și dumneavoastră argumentați asta, că fiecare celulă are inteligența ei. Categoric. Celulele noastre sunt integrate într-un corp de miliarde de celule. Se crede că sunt mai multe celule decât stele în galaxie. Dar dincolo de asta sunt ființe monocelulare. Ea însăși are propria sa inteligență, deși nu are sistem nervos. Sistemul nervos nu e singurul care prelucrează informația. În capitolul 3 l-am dedicat. Da. Vă dați seama ce surpriză am avut în clipa în care eu mi-am dat seama că toți vorbim de capacitatea de prelucrare a informației de către creier. Și dincolo de asta aflăm că la nivelul plantelor, al ființelor monocelulare, există de o altă inteligență. Și el trebuie să se hrănească, și el trebuie să se ferească, să orienteze în mediul de pericole, ceea ce mi se pare formidabil. Deci, sistemul nervos nu este singurul suport al informației. Dați-vă seama, eu neurolog să spun asta. Și încă o concluzie care, de asemenea, este derutantă pentru colegii mei neurologi.
nu creierul produce conștiința, ci conștiința produce creierul. Creierul este doar receptorul. Mai mult decât atât, spuneți că această conștiință cu majusculă se folosește de un creier pentru a experimenta, a se informa și a evolua. Întrebarea este, la ce ne folosește? Eu cred că noi dincolo suntem noi surse de informație, de evoluție, de creație univers. Într-un psihism mai mare, care este întregul univers, ziceți dumneavoastră, și mergând spre fizica cuantică, mă duc spre câmpurile morfice, spre interconexiuni? N-avem altă explicație cum noi ne formăm pe segmente diferite și întotdeauna ne conectăm. Cum nervii care apar de-abia după 3 luni se duc și conectează toate structurile într-un embrion, cordul care apare deja la 21-a zi. Și dați-vă seama, e un întreg traseu. Cine îl trimite acolo? Asta nu poate fi explicat numai prin codul genetic, prin genom, pentru că genomul răspunde doar la nivel de celulă, dar nu la părți disparate. Dați-vă seama, o insectă plurisegmentară, își construiește, fiecare segment se construiește bilateral, cu o simetrie perfectă. Și toate aceste lucruri, nu vine una numai sus, cine le orientează? Vreau să spun că viața nu numai la nivelul corpului uman. Ce să petrece în natură? Când eu schimb inteligența materiei, mă refer la absolut la întregul univers. Nu doar că ființa umană, nu numai asta. Ci, surpriza este aproape momentul în care analizezi că aceste modele morfogenetice ce sunt prezente în întregul univers. Începând de la sferă, de la spirală, etc., etc. Vreau să vorbim despre vindecare, ca despre un concept nou în această viziune a dumneavoastră, pentru că anticipați că foarte curând doar 10% din procentul ameliorărilor medicale se va datora medicamentelor și că restul va fi în primul rând o revitalizare prin gândul propriu. Am plecat de la ideea că există un cod etic al creierului pe care l-am deschis în 2008, spre surpriza mea, constatând că tot ceea ce are o semnificație pozitivă înseamnă sănătate și o semnificație negativă, boală. Și atunci am spus, dacă creierul este rezultanta evoluției cosmice a cosmosului, înseamnă că cosmosul însuși are la baza sa o lege morală. Deci, universul vorbește prin propriul nostru creier. Ambele se bazează pe o lege morală, legea binelui, ceea ce mi se pare extrem de relevant. 2. Ați întrebat despre capacitatea noastră de autovindecare. Da, dacă noi reușim să depășim acest moment dificil în evoluția lumii, observați că pe tinde lumea se agită. Totul se agită, de la nivel, de la molecule până la ființe, nații, univers. Totul este în continuă agitație. Este un moment dificil pentru noi. Dacă reușim, găsim înțelepciunea, să ne transformăm, să înțelegem că sensul lucrurilor este acela al respectului pentru semeni, pentru univers, pentru natură. Omul, prin civilizația pe care și-a creat-o, am spus, mă repet, s-a dovedit a fi o ființă inteligentă. Numai rar o înțeleaptă. Atâta vreme cât în secolul 21 încă găsim că războiul poate fi un instrument de rezolvare a conflictelor politice și când facem atâta scandal pentru pierderea unui om în condițiile medicinii actuale, mie mi se pare că este total aberant. Cele două războaie mondiale au ucis mai mult decât în toată istoria omului de până atunci. Este drept? Este corect? Nu. Este moral? Nu este moral. Asta înseamnă că noi avem o știință care, din potrivă, și ea se dovedește amorală atâta vreme cât creează, pune la dispoziția omului instrumente de nimicire. Noi avem toate neșansele să ne înaintăm spre autodistrugere dacă nu ne oprim. Lucrul ăsta este extrem de important. Dar dacă reușim să ne transformăm, să înțelegem că sensul existenței noastre este acela de a experimenta o viață împreună cu ceilalți, deci prin fizica de ultimă oră, fizica modernă, știm în clipa de față că toți suntem interconectați. Nimeni nu este ceea ce este doar prin sine însuși. Dacă eu vă ascult cu empatie și sunt atentă, conectată, această stare de bine dintre noi se răspunde undeva. Și universului și dumneavoastră. Deci, toți gândim pe aceeași lungime de undă. Toți cei care sunt pe aceeași lungime de undă cu noi beneficiază dacă gândul este unul benefic sau, din potrivă, un gând nociv, pierde. Pierdem foton, pur și simplu, pierdem lumină, pentru că fundamentul întregului existenței este lumina. Mi-ați spus că 5 minute de mânie și de tulburare asta ține de, pur și simplu absolut, distrug 6 ore din veghea sistemului imunitar. De sistemul imunitar, care este gardianul, care ne apără, nu, de bacterii, virusuri, etc., în momentul în care noi suntem stresați, este o conexiune strânsă între sistemul nervos și
sistemul imunitar și atunci pur și simplu sistemul imunitar este imobilizat. Apropo de autovindecare, vă aduceți aminte că Iisus când vindeca pe cineva spunea: credința ta te-a vindecat? Te-a vindecat? Ei bine, este extrem de important. Iată o afirmație acum 2000 de ani care este perfect valabilă astăzi după evoluția cunoașterii omenești după 2000 de ani. Noi avem în noi, fiecare dintre noi, să naște cu acele resurse de autovindecare. Deci este extrem de important. Important e însă optimismul, credința în ceva, calmul, să eviți stresul. Toate aceste lucruri pun sistemul imunitar în posibilitatea de autoapărare. Deci există posibilitatea autovindecării. Vorbiți de acest celebru oncolog american, Ziegel, care, da, care își pune pacienții în această tehnică a imageriei să-și... imagineze diverse moduri, exact, de a distrugere a celulei canceroase. Cum ar fi, de pildă, că un foc sau o pasăre de pradă nimicesc celula canceroasă. Da, imaginația e liberă, poți să-i vorbi și altceva. Și după șase luni, 40% dintre ei se vindecă. Se vindecă și are această orientare fantastică să facă teste psihologice, să vadă că s-au vindecat. Dacă depresia este prima, te îmbolnăvești fizic. Dacă este o reacție secundară, boala se vindecă greu. Optimism, speranța, este extrem de important. Calmul, credința, toate aceste lucruri. Și sigur, efortul de a te vindeca. Acum mă duceți spre altceva, domnule profesor, tot din studiile dumneavoastră. Dintr-o dată, ceea ce numim creierul emoțional cuprinde și începe să capete o foarte mare pondere în vindecare, pentru că emoționalitatea se dovedește combustibilul, ca să zic așa, oricărui gând rațional pe care îl încălzește, îl expandează, îl face expresiv. În concluzie, nicio rugăciune, spuneți, care nu-i făcută cu emoție, nu-i ascultată decât pe jumătate, deci ea nu reușește să vindece decât parțial, așa se explică faptul că unii se vindecă, alții pierd. Dumneavoastră, ce ați răspunde unui pacient? Pentru că nu se poate mobiliza. Da. Eu am văzut foarte multe cazuri ca jurnalist triste, dramatice, într-o clinică oncologică, un pacient revoltat îi spunea unui reputat profesor: cu ce am greșit să mi se întâmple asta? Credeți că mă așteaptă vreo minune? Am o șansă să mă vindec de acest cancer? Nu suntem informați. Pentru că dacă am fi informați, am mobilizat toate acele resurse pe care natura le-a pus în noi și care sunt extrem de importante. În viitor, acest lucru va fi certamente pus în acțiune. Toată povestea este să depășim acest moment dificil. Să dăm o șansă vieții. Este povestea de ADN. ADN-ul nostru care își va amplifica posibilitățile lui de transmitere informației. Evocați un alt experiment medical. O spirală de ADN se contractă atunci când purtătorul ei se uită la un film de groază. Are strânsă conexiune cu emoția. Deci un film pus unui om care are scene și creează și stări de euforie, dar și stări de depresie, de anxietate, de la insul respectiv se recoltează un eșantion de ADN, duce la o distanță X și este monitorizat. Și se constată că ori de câte ori omul are o scenă de bucurie, de euforie, ADN-ul lui, spirala lui, se depliază. Și ori de câte ori este supus unei scene de anxietate, de tristețe, depresie, se contractă. Ce înseamnă această contractare? Înseamnă că ADN-ul este într-o strânsă relație cu capacitatea noastră emoțională, cu tipul, cu semnificația emoțiilor noastre, cu stresul, emoțiile negative, cuvintele negative, acțiunile noastre. Toate aceste lucruri au o reflectare directă asupra ADN-ului, adică asupra structurii noastre informaționale. Și atunci el păstrează modelul patologic și pur și simplu nu ne putem vindeca. Mie mi s-a părut extraordinar că cele două imperative majore pe care le găsesc ale fi spus Iisus față de toți ceilalți mari inițiați spirituale ai lumii, sunt termenul de iubire și termenul de iertare. Iertarea pe care n-am întâlnit-o la nimeni. Ora, iată, după 2000 de ani, iertarea înseamnă această experiență făcute pe ADN, care demonstrează cert că emoțiile pozitive duc la purificarea ADN-ului și, dimpotrivă, emoțiile negative duc la păstrarea unei informații și unui model sau, patologic. Sau, ziceți mai departe, din punct de vedere biochimic, prin iertare brusc virez spre un mediu alcalin față de cel acid al mâniei și al disperării. Gândirea negativă cu o semnificație negativă, nocivă, modifică biochimia proprie a organismului care emite aceste
cuvinte, gândiri, credințe false, toate aceste lucruri au ca ecou asupra noastră o chimie nefavorabilă, cu o virare spre acilitate, care înseamnă boală, cancer și toate celelalte boli inflamatorii și toate celelalte rele. Pentru că un stres, un conflict pe care îl avem cu cineva, duce la eliberare excesivă de cortizon, de citochine inflamatorii, deci de substanțe care au un efect negativ asupra organisme. Dacă până acum se vorbea de convenții morale, de o morală ca o convenție necesară, înțelegerea oamenilor într-o societate, deci că nu este frumos nici să bârfești, etc., etc., în clipa de față, după cum vedeți, avem probe concrete științifice de laborator, că tot ceea ce este contrar, opus ideii de bine, de morală, are un efect nociv asupra noastră și invers. Tot ceea ce este în acord cu morala are un efect benefic, favorabil asupra sănătății noastre. Ura este sentimentul cu efectele cele mai mari din punctul de vedere al negativității, a efectului negativ. Această ură infestează universul, corpul nostru, semenii noștri, natura. Suficient să înțelegem că avem nevoie de o cu totul altă gândire, o altă modalitate de comportament. Asta e ceea ce reclamă viitorul de la noi. Sunteți optimist, domnule profesor, pentru această generație milenară, cum îi spuneți, a copiilor născuți după 1982. Dați un reper, dar e vorba și de cei născuți după 90, după 2003. Toți intră în această marjă a celor cu IQ modificat. Aproape de două ori față de savanții considerați minți geniale până în 1950. Ajuns și la 260 IQ, ceea ce mi se pare fantastic. Dar interesant, nu este un IQ exprimat printr-o inteligență verbalizată, ci creativă, non-verbală. Ceea ce mă surprinde și îmi place totodată în studiile dumneavoastră, când vorbiți de inteligența materiei, vorbiți și de această preeminență a unei gândiri vizuale, neverbalizate, da, non-verbale, care precede cuvântul și care are la rândul ei un rol. Asta am văzut-o pe evoluția nepoatei mele. Deci, întrebându-o acum, când ea se exprima numai prin gesturi, dar foarte logice, foarte raționale, dar nu spunea, spune, tu înțelegeai ce spui. Da, dar nu ajunsem să, nu știam cum să le spun. Este ceva extraordinar. Și asta am dedus că primele forme de înțelegere, ca și la animale, sunt de fapt subcorticale, la nivelul nucleilor bazal, probabil, și e o inteligență mai mult psihochinetică, ei se exprimă prin mișcare, prin gestică, până când cortexul începe să se maturizeze, să devină capabil să decripteze simbolurile verbale. Acesta este modul de evoluție al limbajului nostru. Mie mi s-a părut formidabil, numai văzând pe acest copil. Studiile dumneavoastră fac oricum o explozie și în ceea ce se credea despre instinctele noastre. Bulversează fiziologia. Instinctele sunt tezaurizări de inteligență, nimic altceva. Iar povestea asta... De inteligență adaptativă, ziceți? Absolut. Și atunci absolut. Ecuația se modifică ecuația odată în plus? Selecția și apariția unor caractere noi, performante prin întâmplare, o exclu total. Niciodată o întâmplare n-a născut ceva eficient. Deci asta e o teorie neodarvinistă pe care fizica cuantică și medicina regret pentru, recentă pentru o, neodarviniști. O depășesc, nu da. Este și opinia mea, asta este o altă chestiune. E clar că noi avem o origine, o sursă spirituală, că evoluția lumii este o evoluție categoric. Nu poți să o negi la creștinul om cu mintea întreagă. Dar în evoluție s-a implicat întotdeauna o inteligență, o inteligență adaptativă. Iată Bruce Lipton, după ani de zile, spune, în 2005, eu spuneam asta în 76, sunt 81 când apărea. El e omul care vede sub microscop ce se întâmplă acolo. Eu nu aveam această posibilitate, am dedus-o teoretic. Dar nu pentru că am dedus-o teoretic, pentru că asta este realitate. În sensul ăsta, eu sunt mult mai de acord cu Lamarck, care vorbea de factori de mediu. Și iată acum, epigenetica acum ne confirmă în modificarea codului genetic în termenul se întreagă de factori epigenetici. Da, astea sunt teoriile cele acest mai... Acest om care a murit foarte trist că n-a fost recunoscut. Foarte trist. Toți l-au luat pe Darwin în brațe. Spun eu, în Occident, Darwin a fost la un moment dat mai des evocat și citat decât îl citam noi în comunism pe Lenin și pe Stalin, cum era el citat la vremea aia, că nu puteam să scăpăm, dacă nu spuneai pe asta, nu e în acord cu sloganurile vremii. Și m-am și mirat, domnule, noi eram obligați de prostia aia, dar și alții o repetă la alt nivel la care te aștepta să fie, nu, mult mai elevați. Un alt argument puternic pentru existența acestei conștiințe care se folosește de creier pentru a evolua și a experimenta, cum spuneți, este acela al viselor premonitorii, al intuițiilor, al inspirației artistice. M-am gândit mult la visul premonitorii. Dacă n-aș fi avut multe în
în toate evenimentele mele dramatice, dar numai în momentul în care urma a doua zi, niciodată mai înainte. Exceptând plecarea mamei mele în plan de dincolo, care le-am visat noapte de noapte până când am realizat de ce visez. Totdeauna visele au fost simbolice. Am spus așa, dacă visul anticipativ sau premonitor n-ar exista, atunci noi n-am fi obligați să implicăm în ecuația umană a evoluției, a existenței umane, ipoteza divinității. Dar în momentul în care eu visez un viitor care se petrece într-un prezent și viitorul poate să fie la distanțe variabile... Asta atunci, contrazice orice succesiune prezent, trecut, viitor. Absolut. Atunci da? Înseamnă că deja noi suntem circumscriși unui program deja antevisat. Și nu mai putem vorbi de o întâmplare în existența Universului, cum toți savanții spun lucrul ăsta. Și eu mă întreb, ori eu sunt alături de rațiunea umană, ori alții. Pentru că nu pot să înțeleg, de vreme ce ai posibilitatea să accesi la un viitor, care cine știe când se va întâmpla, nu înseamnă că ăla era deja acolo înscris. Și dacă a fost înscris, cine l-a înscris? Eu? Noi? Deja îmi răspundeți la asta prin fizica cuantică, tot prin ea. Unde când... este o continuitate spațiu-timp și unde nu există ieri, azi, mâine, ci există tot în același timp. Unde nu există de spațialitate, sus, jos, dreapta, stânga, totul este în același punct. Deci în fizica clasică, noi avem doar un singur loc, ocupăm în spațiu, este legea întinderii. Dincolo, în același punct, pot să fie mii de universuri, mii de entități, pentru că sunt doar la nivel de frecvență, nu de substanță. Aceasta este diferența între fizica clasică, limitată la existența lumii doar ca substanță, și între fizica modernă, care se exprimă doar la nivel de frecvență. Fără să vreau, m-am trezit că eu am dat o definiție universului fizic, iar prin mintea de dincolo, universul spiritual. Fără să vreau. Puteam să spun așa, spre gloria mea, uite, eu m-am gândit să, dacă a fost univers fizic, să l-am descris inteligența materie, să descriu și universul spiritual. Nu, nici vorba. Ci pur și simplu, în momentul când am citit prima lucrare a lui Moody, atunci am înțeles că mai există ceva de spus. Hai să vedem ce putem noi extrage pentru noi. De-abia la sfârșit mi-am dat seama că, de fapt, prin asta, eu am dat o altă definiție celuilalt univers. Spiritual. Că am spus, suntem corp fizic și o entitate spirituală. Avem două universuri paralele. Fizic, spiritual. Pentru ultimele minute, vă întreb câte ceva despre revelație pe care o clasificați ca pe un salt cuantic. Ea nu e numai atât. Am avut impresia personală că în paginile dumneavoastră, fie că sunt confesive sau sunt studii științifice, multe rânduri sunt rodul unor revelații, ale unor intuiții. Ba chiar aș risca să spun, cum studenții dumneavoastră m-au avertizat deja, ale unor informații venite din alte surse, așa mi-au spus. Mi-au zis, e un vizionar, ai să vezi, intri sceptic în sala de curs și ești complet edificat. Da, am studenți care mă iubesc foarte mult. Aș putea să vă spun, dau o explicație foarte amuzantă. Ajungeam la o întrebare, nu știam răspunsul. Plecam la masă, eu numai la Sinaia scriam. Acolo e mai mult oxigen, probabil. Și spuneam, fii atent, mă duc să te hrănesc, dar până mă întorc să-mi dai răspuns la întrebare. Adesea eu scriam pe șervețele. Nu vă spun ce satisfacție extraordinară ai când descoperi cât un mecanism de univers. Este ceva formidabil. Sunt singur acolo, în tăcerea aia, și am un dialog teribil. Deci așa pot să fac. Formidabil. Cum te-ai gândit? Cum ți-a venit în minte, Doamne? E un dialog extraordinar. Cum să spun? Tu dialogând cu universul. Este nostin, dar în același timp, sigur că da, este și foarte interesant și util. Să mergem puțin și spre lumea socială, nu pot altfel, nu neapărat spre politică, pentru că ziceți foarte tonic în finalul unei cărți. În curând, noua generație, milenarii despre care vorbeam, vor arunca la groapa de gunoi a istoriei legea dreptului și dreptul forței care guvernează lumea de azi și vor deveni eficienți și lucizi și interconectați prin măsura și prin grația altor forțe. Da, pentru că noi toți vorbim de forța a dreptului, dar și dreptul trebuie să fie apărat de forță. Este o diferență, nu e numai un joc de cuvinte. Toate aceste lucruri
ne obligă ca în viitor să revizuim toate reperele de până acum, de noțiunea de om, de univers, de lege, de morală, de energie, de justiție divină, de justiție umană. Toate aceste lucruri trebuie să fie pus pe un nou fundament. Asta ne spune noua știință. Știința ne obligă și trebuie să acordăm dreptul științei pur și simplu de a reorienta ființa umană spre un viitor care poate să fie absolut, nu numai luminos, ci strălucit, dacă noi, încă o dată, repet, dăm șanse vieții. Adică dacă ne vom trezi, spuneți? Dacă ne vom trezi. Pentru că se spune că fiecare dintre noi, dacă face această transformare, acest salt dincolo, în lumina conștiinței, încă cel puțin 100 de oameni putem, prin imitație, să-i aducem spre noi. Tot ce scriu, tot ce spun, n-ai decât o singură finalitate. Aceea transformării, a schimbării, a supraviețuirii sau a găsirii adevăratei noastre vocații. Pentru că orice model social, orice lege, orice pretenție de la ființa umană trebuie să fie în acord cu adevărul despre noi. Noi până acum n-am știut decât adevărul că suntem ființe muritoare, suntem un simplu corp fizic. Iată că aflăm în clipa de față că suntem o entitate spirituală, eternă și ceea ce mi se pare extraordinar de important, trebuie să fim în acord cu legea ființării noastre. Lege a psihologiei noastre, a biologiei noastre, toate aceste lucruri trebuie să le revizuim complet și atunci omenirea cred că își va regăsi sensul. Noi suntem atât de bulversați, de agitați, pentru că ne-am pierdut sensul. Nu știm de ce suntem aici, nu știm adevărul despre noi. Până acum noi n-am aflat decât adevărul parțial, că suntem doar ființe fizice muritoare, că între mine și ceilalți nu există nicio conexiune și iată vine știința de ultimă oră și spune dimpotrivă, noi toți suntem conectați prin aceeași energie. Trebuie să ajungem la o nouă modalitate de a gândi. O nouă paradigmă, cum se spune, la ora actuală. Este singura condiție a supraviețuirii noastre. Vă mulțumesc, domnule profesor. A fost o încântare să vă am oaspete astăzi. Plec cu această idee optimistă că nu suntem singuri în univers. Absolut. Și vă aștept pentru o conversație cât mai apropiată. Vă mulțumesc. Și eu mulțumesc. Ileana. Mulțumim din inimă. Și eu nu pot să mă... Mulțumim din inimă partidului, nu? Să nu vă aduc în dar o dovadă a toamnei. Și a faptului că ne-ați făcut o onoare cu totul. Păi e scorpion, e născut toamna. Da? Deja. Senzațional. Dacă este scorpion, înseamnă că suntem în familie. Mulțumim încă o dată, mulțumim. Plăcere. Vă rog, gustați, s-a răcit. Croissant, aveți penul șocolată. Se scot la varietă? Da.